Bună seara, stimați telespectatori, bună seara, stimate doamne, stimați domni, vă spune Vasile Tofan la o nouă emisiune Fiți Oameni. Mă bucur să fim din nou împreună, mă bucur că în seara aceasta veți putea viziona lucruri extraordinare și sunt lucruri extraordinare pentru că le-a făcut Cel care ne-a creat și acesta este Dumnezeu. Vă salut cu mult respect și cu toată inima. Vă salut pe cei din Galați, pe cei din Brăila, pe cei din Frumușița. Și în seara aceasta, într-un mod deosebit, am să-i salut pe cei care sunt din nefericire, dar e spre binele lor, pe cei care sunt în penitenciarul din Brăila. Luni am avut întâlnire cu ei, în fiecare luni de la orele 14 am un timp de 2 ore când mă întâlnesc cu persoane private de libertate, desigur la cererea lor, asta fiind dorința lor, și luni acum am întâlnit câteva suflete deosebite care mi-au spus că în seara aceasta se vor găsi în fața micului ecran la emisiunea Fiți Oameni. Dacă Alin se găsește în fața ecranului, îl salut. Dacă domnul Ceapraga se găsește în fața ecranului, îl salut și pe el. Îl salut și pe Marius de la Frumușița, Marius Drăgan, dacă am ținut eu bine minte. Dragii mei, vă salut. Și pe ceilalți care vă uitați, n-am reținut și n-am putut să rețin toate numele. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă spuneam în emisiunea trecută că am să fac tot posibilul. Vă spun cu sinceritate, nu m-am așteptat să pot să fac atât de repede rost de materialul pe care am să vi-l prezint în seara aceasta, un material extraordinar, dar atunci când ai o dorință în inimă și mai ales când dorința este curată, când dorința este după placul lui Dumnezeu, El îți vine în ajutor. Mi-a venit un ajutor și un bun prieten din Norvegia, care locuiește în Norvegia, un suflet deosebit, Iulian, numele lui, un prieten apropiat inimii mele, mi-a trimis, fără să știe că aveam în intenție să prezint materialul acesta la emisiune, fără să știe că am vorbit data trecută de ceea ce voiam să vă prezint, el mi-a trimis acest material, am fost surprins și am fost atât de recunoscător lui Dumnezeu. Dragii mei, ceea ce vă rog frumos este ca dumneavoastră să vă uitați cu atenție, să lăsați orice prejudecată la o parte, că de multe ori noi atunci când vizionăm ceva, rapid ne grăbim ca să judecăm lucrurile, să tragem concluzii pripite. Vă rog frumos, în seara aceasta nu trageți niciun fel de concluzie pripită, urmăriți materialul care are, dacă nu mă înșel eu, 23 de minute și veți vedea lucruri deosebite, lucruri pe care le-a făcut Dumnezeu, transformări pe care le-a făcut Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu în viața comunității. Dumnezeu a intervenit în chip miraculos în anumite locuri de pe acest pământ, dumneavoastră veți vedea, și a adus o binecuvântare deosebită, binecuvântare pe care doresc atât de mult să o aducă și peste orașul Galați, și peste orașul Brăila, să o aducă Dumnezeu și peste România. Pentru că vrem sau nu vrem să recunoaștem, mai mult ca niciodată, și vă spun cu mare încredințare și vă spun cu toată convingerea, că cel ce poate să aducă vremuri de trezire spirituală, vremuri în care oamenii să caute pe Dumnezeu, să se apropie de Dumnezeu, pentru că lucrul acesta, faptul acesta, nu face nimic altceva decât să schimbe viața omului în extraordinar de bine. România are nevoie de Dumnezeu. România are nevoie de are nevoie ca oamenii să se întoarcă la credința în Dumnezeu. Aceasta ne trebuie și aceasta aduce bunăstare din punct de vedere spiritual în primul rând și apoi și din punct de vedere material. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și mă rog din toată inima
ca Dumnezeu să vă dea o inimă deschisă în vizionarea acestui material. Așadar, va fi prezentat materialul respectiv, după care voi reveni. Transformări. Transformarea este un cuvânt puternic, un concept puternic. Dar ce înseamnă transformarea raportat la o societate? Poate ADN-ul spiritual al unei comunități să se schimbe cu adevărat? Și dacă da, ce fel de trăsături produce transformarea? În acest program vom încerca să răspundem la aceste întrebări importante și la altele. Vom vizita câteva comunități ale căror străzi și instituții au fost aprinse recent de puterea Duhului Sfânt. Vom analiza atât cauzele cât și efectele acestor fenomene foarte impresionante. Pornim în această călătorie cu George Otis Jr., cunoscut cercetător, un om care timp de ani de zile a citit indicatoarele drumului spre transformarea comunității. Transformarea comunității este un concept cu care se luptă mulți creștini. Dar de unde provine această tentativă? Observația mea personală este că ea provine în mare parte din limitele propriei noastre vieți. Când îi întrebi pe creștini dacă au experimentat trezire spirituală, cei mai mulți vor spune că da. Sau când îi întrebi dacă sunt convinși că numărul membrilor din biserici poate crește foarte mult, vă vor da exemple specifice. În lumea răsăriteană, oamenii au înțeles că este nevoie de o transformare profundă a comunităților. Există însă tendința să se creadă că acest lucru este irealizabil. Dar este aceasta o presupunere adevărată? Aș dori să vă invit să călătoriți împreună cu mine în patru comunități care au fost schimbate radical de puterea Duhului Sfânt. Patru comunități care oferă un exemplu strălucit a ceea ce se poate întâmpla atunci când Dumnezeu intervine în viața unui oraș. Cunoscut drept capitala lumii în ce privește drogurile, un oraș al violenței, al corupției și al păcatului de orice fel, pe măsură ce violența creștea, biserica simțea presiunea lucrurilor rele care se petreceau. Aici, în partea amazoniană a Columbiei, a Braziliei și a statului Peru, se află multe laboratoare de producere a cocainei. Marcy și Randy McMillan sunt misionari veterani care au trăit în Cali mai mult de 20 de ani. Cel puțin 10 din acești 20 de ani i-au petrecut în umbra celor mai mari traficanți de droguri din oraș. Soții McMillan au văzut efectele devastatoare ale controlului nemilos al cartelului chiar în curtea casei lor. În 1980, când banii iliciți proveniți din vânzarea drogurilor au început să curgă în Cali, traficanții de droguri s-au mutat în vecinătatea locuinței soților McMillan, cumpărând multe case mari și luxoase. Hei, Randy, acest loc de aici, din dreapta, este incredibil. Zidul acesta pare a avea 6-7 metri. Cine a locuit aici? Aici a locuit familia Oruela Rodriguez, ai cărei membri erau șefii cartelului din Cali. În perioada când controlau exportul de cocaină, ei câștigau 500 de milioane de dolari pe lună în mod regulat. What they were doing every month. În acea perioadă, siguranța și zidurile însemnau totul pentru ei. Incredibil. Erau plini de frică și chiar paranoici. Mulți ani, Columbia a fost cea mai mare țară exportatoare de cocaină din lume. Ieșeau din țară cantități de până la 100.000 de tone de cocaină și intrau în Statele Unite și în Europa. Agenția Statelor Unite împotriva drogurilor a început investigația cartelului din Cali. Cea mai mare, cea mai bogată și cea mai bine organizată grupare din istorie, cu miliarde de dolari la dispoziție. Teritoriul pe care operau era întins, mai ales în Cali. Ei controlau cu adevărat întreaga situație socioeconomică, politică și în special cea religioasă. Era groaznic. În acea perioadă, traficul cu droguri din Cali era cel mai puternic din lume. Puteai muri foarte ușor. Dacă mergeai cu mașina și nimereai în mijlocul unei confruntări, era o minune dacă reușeai să scapi cu viață. Oamenii umblau plini de frică.
Eu personal am văzut cum au fost uciși 5 oameni în Cali. Mulți ziariști au fost uciși pentru că denunțau lucrurile pe care le făcea mafia din Columbia. Importante hotărâri politice pentru țară erau manipulate de banii obținuți din traficul cu droguri. Influențând toate aspectele societății, totul era atins, absolut totul. Aceasta este doar o proprietate din cele 1200 pe care le aveau în Cali. Faptul că acum se poate umbla liber pe străzile pe care înainte era semănată atâta groază, este mărturia remarcabilă a schimbării care a avut loc în Cali. Dar de unde a început totul? Această relatare, ca toate relatările despre transformări, își are rădăcinile în inima mijlocitorilor, bărbați și femei care au urechi de auzit ceea ce spune Dumnezeu. Dumnezeu ne-a spus că trebuie să venim în Cali. Ruth Ruibal, împreună cu soțul ei Julio, au venit în Cali în 1978. S-au îngrozit când au văzut întunericul care pusese stăpânire pe oraș, însă Julio era convins că dacă poporul lui Dumnezeu se va uni în rugăciune, puterea vrăjmașului va fi zdrobită. Exista o singură problemă. Nimeni nu voia să facă acest lucru. Nu exista unitate adevărată între biserici. Fiecare își vedea de treaba lui. Unul îi spune altuia: Dumnezeu să te binecuvinteze, frate. Îți doresc să ai părtășie minunată în biserica ta, dar aceasta este biserica mea și fac lucrurile așa cum vreau eu. Asociația păstorilor obișnuia să fie constituită din nimic altceva decât dintr-o cutie cu dosare. Fiecare pastor lucra separat. Niciunul nu voia să fie unitate. Trăind în această neînțelegere, Julio a ieșit din Asociația Pastorilor. Însă după aceea și-a dat seama că de fapt contribuia la dezbinare. Dumnezeu i-a vorbit astfel: n-ai dreptul să te simți jignit. Trebuie să ierți. Și Julio a pus la inimă acest mesaj și a spus: dacă vreau ca Iisus Hristos să se oglindească prin viața mea, nu pot să mă simt jignit de nimic. Julio s-a întors înapoi în Asociația Pastorilor și le-a cerut iertare. Nu-și putea permite să trăiască în dezbinare, nu în această perioadă când orașul era confruntat cu provocări copleșitoare. Am început să ne întrebăm: ce nădejde avem? Aveam toate organizațiile internaționale plus toate autoritățile columbiene care erau împotriva cartelului din Cali. Și totuși nu s-a întâmplat nimic. Fiind preocupați de acest lucru, am început să ne rugăm și să mijlocim și am cerut lui Dumnezeu înțelepciune cum să ne rugăm. Și astfel, El ne-a arătat rădăcinile noastre spirituale. Pentru a obține perspectiva lui Dumnezeu în ce privește orașul lor, bisericile locale au început să analizeze dinamica spirituală din vecinătatea lor. Unul dintre lucrurile pe care le făcea Randy era să împartă hărți cu diferite zone, cuprinzând multe cartiere, deci membrii bisericilor s-au împărțit în funcție de zona în care locuiau și strângeau informații despre problemele majore pe care le vedeau reapărând frecvent în zona în care locuiau. O descoperire tulburătoare a fost profunda implicare a oamenilor din oraș în practicile oculte. Chiar și marii traficanți de droguri erau clienții activi ai celor care se ocupau cu spiritismul. Foarte puternice practici oculte, amestecate cu o conducere religioasă, le-a dat puterea acestora, pe lângă puterea pe care o aveau deja datorită banilor. Pe măsură ce se rugau în mod specific pentru dărâmarea puternicelor întărituri spirituale ale orașului, pastorii din Cali au simțit chemarea lui Dumnezeu pentru credincioși ca să se unească pentru o seară de închinare și rugăciune. La început, problema a fost că oamenii spuneau: acest lucru nu va funcționa, s-ar putea să nu vină creștinii. S-au opus multă rezistență, însă am avut lideri care au îndrăznit să facă aceste lucruri. Ei au îndrăznit să le facă pentru că au înțeles că este voia lui Dumnezeu. În 1995, am avut prima întrunire de rugăciune, care a durat o noapte întreagă. Ne-am rugat împotriva stăpânirilor și puterilor întunericului. Ne-am rugat pentru unitate și pentru a-L vedea pe Dumnezeu la lucru. Primarul a urcat pe platformă, s-a rugat pentru orașul Cali și a spus: orașul Cali îi aparține lui Iisus Hristos. Când l-au auzit credincioșii pe primar spunând aceste cuvinte, și-au dat seama că este
confirmarea a ceea ce făcea Duhul Sfânt în oraș. La 48 de ore după acest eveniment, pe prima pagina ziarelor erau scrise cuvintele: nicio crimă. Pentru prima dată de foarte mult timp în orașul Cali, a trecut un sfârșit de săptămână și nu a fost ucis niciun om. Înainte erau ucise zilnic până la 15 persoane. După aceste seri de rugăciune unită, am început să vedem rezultatele. 10 zile mai târziu, unul dintre marii traficanți de droguri a fost arestat și Dumnezeu schimba orașul. Încurajați de prima seară de rugăciune, liderii bisericilor au hotărât să închirieze cel mai mare stadion de fotbal al orașului, care are 55.000 de locuri. Credința lor a fost răsplătită, deoarece s-au adunat peste 60.000 de credincioși, indiferent de denominațiunea din care făceau parte. În timpul verii anului 1995, guvernul columbian a declarat război traficanților de droguri. 6500 de trupe de comando de elită au fost trimise în Cali, cu ordinul explicit de a-i prinde pe liderii cartelului. Acesta avea 7 șefi. 6 dintre ei au fost prinși în timpul celor 9 luni în care ne-am rugat. Întreaga atmosferă spirituală a orașului Cali s-a schimbat. În timp ce Julio era încurajat de lucrarea pe care o făcea Dumnezeu, el se confrunta cu rezistențe chiar în curtea casei lui. Un vecin, supărat din cauza unor drepturi de proprietate disputate, l-a amenințat cu moartea. Așa că Julio a spus: mă voi ruga și voi posti până voi ști ce se întâmplă. A postit și Dumnezeu i-a vorbit astfel, în a treia zi: acel om îți va produce o nenorocire mare, dar din această faptă lui va începe trezirea spirituală din Cali. Oameni buni, vreau să vă spun că ceea ce facem noi în seara aceasta aici este un lucru foarte periculos. Julio avea o întrunire cu Comitetul Asociației Pastorilor. În acea după amiază, eu îl așteptam într-o altă încăpere a pastorilor decât cea de acum. Tata ne-a spus să-l lăsăm să coboare, șoferul se opunea spunând: lăsați-mă să vin cu dumneavoastră până la ușă și să vă aștept. Tata ne-a spus: lăsați-mă să cobor aici, pot merge pe jos de aici. A coborât și s-a îndreptat spre biserică. Doi bărbați înarmați îl așteptau. Atunci l-am văzut ultima dată. Am primit un telefon prin care mi s-a spus că Julio fusese împușcat, dar mie nu venea să cred. Am zis: cum poți să ucidă un pastor? Așa că am pornit spre acel loc. Credeam că este doar rănit. Însă când am ajuns acolo, el era întins pe o parte fără viață. Julio, cel gălăgios, cel activ, omul care nu stătea niciodată locului, era întins pe jos fără viață. Când mi s-a spus pentru prima dată că fusese ucis, eram în stare de șoc. Nu-mi venea să cred că este adevărat. Când am ajuns la fața locului, trupul lui era încă întins pe trotuar și se vedea o dâră de sânge lângă capul lui, dâră care se scursese din locul unde fusese împușcat. Gândul care mi-a venit imediat în minte a fost că Julio era prețios în ochii Domnului. M-am gândit că așa cum stăteam în picioare lângă trupul lui, mă aflam pe un loc sfânt. I-am spus Domnului: Doamne, știu că Tu cunoști inima noastră, dar trebuie să-Ți spun următorul lucru. Sufletului meu este bine. Dacă așa ai vrut Tu, sufletului meu este bine. Șocați și căutând să înțeleagă scopul lui Dumnezeu cu privire la această tragedie, sute de credincioși s-au adunat la înmormântarea lui Julio, inclusiv pastori care nu vorbeau unul cu celălalt. Toți pastorii au venit în față și ne-am îmbrățișat și am făcut un legământ al unității, spunând că nu vom lăsa nimic să ne despartă. Astăzi, acest legământ al unității cuprinde cam 200 de pastori și slujește ca sprijin la întâlnirile de rugăciune. Aceasta a condus la o completă transformare a orașului. Corupția a scăzut foarte mult. Cartelurile traficanților de cocaină au fost distruse în acest oraș.
Aici se află cam 60.000 de persoane care au venit să petreacă întreaga noapte rugându-se ca Dumnezeu să continue minunata lucrare pe care o face de 36 de luni în șir. În timp ce mii de credincioși se închină entuziasmați în interiorul stadionului, poliția a fost obligată să refuze intrarea altor 15.000 de participanți. Aceștia care au ajuns mai târziu au format o coloană și au pornit un marș în jurul stadionului care a durat ore întregi. Ceea ce vedeți pe acest stadion este un miracol. Acum câțiva ani ar fi fost imposibil pentru credincioșii evanghelici să se întâlnească în acest fel. Dar Dumnezeu își ridică biserica. Și aceasta se realizează în numele lui Iisus Hristos. El s-a bucurat astăzi de ceea ce a văzut în Columbia. Liderii religioși din Statele Unite, Europa și din întreaga lume ar trebui să fie martori ai unui astfel de moment. Pe măsură ce împărăția lui Dumnezeu coboară asupra orașului Cali, mulți cetățeni proeminenți ai orașului au făcut legământ cu Hristos. Rafael Araujo Gámez, cel mai bun comentator de sport din Columbia, ani de zile a comentat de pe acest stadion meciurile de fotbal din campionat. Mă aflu aici pentru că în urmă cu 6 luni l-am cunoscut pe Iisus și l-am primit ca mântuitor și domn în viața mea. Și de atunci mă închin lui și îl slăvesc. Care este diferența între bucuria care este acum pe stadion în comparație cu cea din timpul meciurilor de fotbal? Nu se poate face comparație. La meciurile de fotbal oamenii țipă, pe când la aceste întruniri de rugăciune te bucuri din inimă. Ați fost fericit în ultimele 6 luni? Da, foarte fericit. Acum sunt foarte fericit și duc o viață diferită. Este o viață complet diferită. Mario Hinete este un avocat proeminent și are o emisiune de radio transmisă în America Latină. După ce a căutat pacea în New Age și în organizații de autoajutor, în cele din urmă Mario s-a întors acasă, la Iisus Hristos. În acel moment am început să simt o pace adevărată în lăuntrul meu. Știu că, deși sunt un bebeluș din punct de vedere spiritual, răspunsul se află aici, în Biblie. Am pierdut 41 de ani din viața mea, dar acum știu că Dumnezeu are un plan pentru mine. Noua dorință a lui Mario este să învețe căile lui Dumnezeu și să-L slujească prin mass media. Înțeleg că Dumnezeu îmi spune, nu cum vrei tu, ci cum vreau eu. Iar eu îi spun, da, Doamne, facă-se voia ta, Dumnezeule, dar folosește-mă, vreau să te slujesc. Cei nemântuiți care vin la întâlnirile de rugăciune se întreabă, ce se întâmplă aici, încotro ne îndreptăm, ce nădejde mai există? Încă mai există corupție și fraude. Oriunde se uită ei, se închid porțile și deodată afirmă, trebuie să existe un răspuns, trebuie să existe un răspuns. Iar biserica le răspunde, există un răspuns, există un răspuns. Și astfel are loc o explozie. Chiar și oficialitățile orașului au recunoscut efectele pozitive ale Evangheliei. Guvernanții i-au spus președintelui Asociației Pastorilor, avem nevoie de mai mulți oameni ca voi în guvern, oameni cinstiți. Iar primarul a spus, nu vă putem cere bani pentru folosirea stadionului, deoarece voi ne faceți nouă o favoare. Deci, acum ei privesc biserica drept o instituție care aduce rezultate pozitive. Când bisericile locale au vrut să ofere orașului Cali o alternativă spirituală, în locul târgului tradițional, un eveniment care durează 10 zile și care de obicei este însoțit de beții și de sfârâu, oficialitățile au fost de acord. Nu doar că au pus la dispoziția credincioșilor o sală de 22.000 de locuri, dar au plătit publicitatea acestei întâlniri, aparatura de sunet și siguranța oamenilor.
Această nouă deschidere spre Evanghelie afectează toate nivelele societății. În ziua de astăzi nu mai este un lucru ciudat să-L ai pe Domnul în viața de zi cu zi. Oamenii din înalta societate recunosc că au nevoie de Iisus în viața lor și acest lucru nu mai este privit drept ceva ridicol. Pentru că înainte ei credeau că este o glumă. Considerau că era cel mai urât subiect pe care îl poți aduce în discuție. Astăzi poți vorbi despre Dumnezeu și oricine va respecta aceasta și va fi interesat de ceea ce spui. O creștere explozivă a bisericii are loc în tot orașul, indiferent de denominațiune. Dacă îi întrebați pe pastori despre strategia pe care o folosesc, vă vor spune: nu avem timp pentru planificare, suntem prea ocupați cu scoaterea mrejelor din apă și punerea lor în barcă. Numărul credincioșilor este în continuă creștere. Într-o biserică sunt 35.000 de persoane, însă nu pot încăpea toți odată. De aceea, duminica se țin 7 servicii religioase. La 7 dimineața, la 9, la 11, la 1, la 3, la 5 și la 7 după masa. În această biserică a avut loc o adevărată explozie. Și acest fenomen se întâmplă și în alte biserici. Da, aproape fiecare biserică din Cali crește. Există o foame după Dumnezeu peste tot în oraș. O vezi în autobuze, pe stradă. Poți vorbi cu oricine, oriunde mergi. Lideri de biserici cred că foamea spirituală este rezultatul direct al unității și rugăciunilor lor fierbinți. Este un proces care continuă, cu pocăință și împăcare. Un proces care mătură barierele care încă mai există în calea evanghelizării. Cred că acum biserica este foarte unită și nu doar problemele i-au determinat pe oamenii să se apropie de Dumnezeu, ci Dumnezeu însuși s-a mutat în oraș. Este interesant faptul că Domnul a ales orașul Cali, un oraș care era controlat și manipulat de bani murdari, de traficanți de droguri și de corupție. Ar fi foarte puțin probabil că ați alege să locuiți în acest oraș. Și totuși, Dumnezeu a ales orașul Cali. Eu cred că Dumnezeu a avut scopul de a arăta conducerilor orașelor din întreaga lume că El poate transforma o comunitate dacă acea comunitate se pocăiește înaintea lui Dumnezeu și se întoarce la Dumnezeu. Trezirea spirituală despre care a vorbit Julio înainte de a muri a început. Sărbătorind unitatea bisericii și văzând atâția oameni care se întorc la Hristos, familia lui Julio este mângâiată și onorată că a fost parte a schimbării care are loc. Ne-am dat seama că Dumnezeu ne încredințase cel mai măreț lucru pe care îl poate face cineva, și anume cel de a-L oferi pe cel mai apropiat ca martir pentru Iisus Hristos. Și am fost conștientizate de responsabilitatea mare pe care ne-am asumat-o prin aceasta, și anume să-L înălțăm pe Iisus, pentru că știam că Dumnezeu face ceva și mai măreț. Moartea Lui ne-a încurajat și pe noi să dorim să facem același lucru, adică să ne dăm viața Domnului. Și nu numai să-I dăruim viața, ci să trăim pentru El, ceea ce este chiar mai greu. Credeți că acea viziune pe care a avut-o tatăl vostru o veți duce voi mai departe? Da, Julio obișnuia să spună: nu voi muri până nu voi termina de făcut tot ce are Dumnezeu în planul Lui pentru mine. Dacă l-ați întreba acum pe Julio dacă a meritat să facă ce a făcut, v-ar spune că da, pentru că inima lui simțea în acest fel. Toată lumea crede că este imposibil din punct de vedere omenesc. Chiar dacă toată omenirea crede că este imposibil, în această seară eu sunt martor înaintea lui Dumnezeu și a voastră că nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu. Nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu. Cred că astăzi Dumnezeu face ceva nou, nu doar în orașul Cali, nu doar în Columbia, ci pe toată fața pământului. Dacă trebuie ca bisericile să aștepte cu nerăbdare ca această trezire să aibă loc în următorii ani, eu vreau să fiu parte a acestei treziri. Ați urmărit și dumneavoastră minunile acestea pe care Dumnezeu le-a făcut într-un chip miraculos. Ați putut să vedeți cum Dumnezeu a mișcat inima unor oameni care au înțeles că rugăciunea este aceea care face ca bunătatea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu să se reverse peste locul în care oamenii sau de unde oamenii îl cheamă. Întâmplări extraordinare. Să
vezi că într-un loc unde se întâmplau crime în fiecare zi și nu puțin ați auzit că nu era zi în care să nu fie cel puțin 15 oameni uciși, la un moment dat ziarele scriau cu literă mare nici o crimă. Și aceasta a fost intervenția lui Dumnezeu, a fost harul lui Dumnezeu, a fost bunătatea lui Dumnezeu care a răspuns la rugăciuni. Ați auzit în materialul pe care l-ați vizionat la un moment dat o expresie care spunea comunități care au fost aprinse de puterea Duhului Sfânt. Comunități care au fost aprinse de puterea Duhului Sfânt. Dragii mei, ce înseamnă lucrul acesta? Și ce înseamnă asta? Înseamnă că mai întâi au fost oameni care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu. Au fost oameni care s-au întors cu toată inima la Dumnezeu și care au înțeles că fără El viața n-are nici un sens, n-are nici un rost. Și în felul acesta, prin rugăciunile care le-au înălțat, oamenii aceștia l-au înduplecat, dacă mi-este îngăduit cuvântul, l-au înduplecat pe Dumnezeu să intervină în locul acela și ați văzut ce transformări extraordinare s-au întâmplat. Apoi a mai fost o expresie, o transformare profundă a comunităților, spunea cel care a realizat materialul respectiv, că este nevoie extraordinară de o transformare profundă a comunităților. Ce înseamnă lucrul acesta, o transformare profundă a comunităților? Asta înseamnă că, mai întâi de toate, atunci când omul deschide cartea aceasta, și mă bucur ori de câte ori am ocazia, am prilejul să o arăt, uitați, cartea aceasta deosebită, cartea aceasta sfântă, pe care, din păcate, cei mai mulți oameni nu-și fac timp să o deschidă, atunci când omul se apleacă asupra acestei cărți și o citește cu interes, o citește cu dorința de a-L descoperi pe Dumnezeu, cu dorința de a se întoarce cu toată inima la Dumnezeu, în momentul acela Dumnezeu schimbă viața omului. Și dacă în familia în care trăiesc, și vă spun din propria mea experiență, eu am fost primul din familie pe care Dumnezeu l-a schimbat, da? Și cei mai mulți dintre dumneavoastră cunoașteți povestea vieții mele, cum la un moment dat, la numai 24 de ani, am ajuns într-un penitenciar și n-am ajuns că am vrut și eu să văd cum este într-un penitenciar, ci am ajuns din pricina unor fără de legi pe care le-am comis, influențat fiind în anturajul în care mă învârteam, am tras cu urechea în stânga, în dreapta și am zis, păi, dacă asta fac unii, să fac și eu. Am ajuns în penitenciar, numai că acolo am găsit această deosebită carte pe care am citit-o și prin citirea ei am înțeles că Dumnezeu nu m-a creat la voia întâmplării. Nu m-a creat ca să mănânc, să beau, să și apoi mor și totul s-a terminat. Am înțeles că Dumnezeu are un plan cu viața mea, am înțeles că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru păcatele mele, pentru ca eu să nu mai trăiesc pentru mine, ci să trăiesc pentru El, și atunci viața omului devine împlinită, este viața omului capătă, dacă vreți, sens, capătă culoare când omul își așează viața în mâna lui Dumnezeu și spune, Doamne, te rog frumos, condu-Tu viața mea. Atunci când omul îl descoperă pe Dumnezeu, este o mărturie pentru cei din jurul lui. Vă aduc aminte și de ceea ce Domnul Iisus a spus înainte de a se înălța la ceruri ucenicilor, rămâneți în Ierusalim, pentru că acolo voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Acesta este scopul lui Dumnezeu cu viața omului, ca să depună mărturie pentru Dumnezeu, să spună celor din jur, stați puțin că și eu am fost orb, și eu am fost mort în păcatele mele, dar atunci când l-am întâlnit pe Dumnezeu prin această carte, Dumnezeu mi-a schimbat viața. Și dragii mei,
Dacă astăzi putem să citim Biblia, dacă astăzi putem să avem Biblia pe masă, este datorită jertfei apostolilor, datorită ucenicilor Domnului care au ascultat de porunca Mântuitorului și au mers în toată lumea și au propovăduit Evanghelia. Așa s-a întâmplat și cu viața mea. A trebuit să mă întorc acasă, a trebuit să ajung acasă, da? Eram căsătorit atunci când am fost închis în Germania. Mulțumesc lui Dumnezeu că soția mea nu a divorțat, m-a așteptat și a avut ocazia să vadă că viața mea s-a schimbat. Omul care vorbea murdar, n-a mai vorbit murdar, pentru că atunci când Dumnezeu îți schimbă viața, când Dumnezeu vine ca stăpân în viața ta, vorbirea ta se schimbă. Este surprinzător astăzi și este uimitor, este chiar șocant să auzi oameni că sunt creștini, se declară a fi creștini, dar ei vorbesc mizerabil, vorbesc vulgar, mint, înșeală și așa mai departe. Așa ceva în viața unui creștin nu are cum să fie, pentru că atunci când Dumnezeu îți schimbă viața, ți-o schimbă radical. Spune de altfel Apostolul Pavel Corintenilor, dacă dumneavoastră veți citi în 2 Corinteni, da? Epistola a doua către Corinteni la capitolul 5, o să găsiți acolo un verset, versetul 17, dacă nu mă înșel eu, unde cuvântul Domnului spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cu alte cuvinte, aș putea spune, dacă cineva spune că el crede în Hristos, atunci omul respectiv este o făptură nouă. Soția mea, părinții mei, frații mei, prietenii mei, rudele mele apropiate au putut să vadă un alt Vasile Tofan care nu mai trăia așa cum a trăit, care nu mai făcea ceea ce făcuse odinioară. Și, dragii mei, în felul acesta și fratele meu cel mare, și fratele meu cel mijlociu, și sora mea, și mama mea, și tatăl meu, și alți prieteni cu care am putut să interacționez au avut un model în mine, au avut un exemplu și la rândul lor au înțeles că nu putea fi decât intervenția lui Dumnezeu, nu mă putea schimba decât Dumnezeu, că altcineva nu a putut să mă schimbe și la rândul lor au ales să creadă în acest Dumnezeu. Asta înseamnă ceea ce omul care a făcut articolul respectiv a spus, o transformare profundă a comunităților. Dragii mei, când creștinii trăiesc o viață reală, da? Când creștinii îl arată în viața lor pe cel care le-a schimbat viața și acesta este Hristos, lucrul acesta are impact. Lucrul acesta are impact. Da? Are impact pentru că oamenii văd că cel care mințea, cel care fura, cel care tâlhărea, cel care făcea atâtea și atâtea mizerii, nu mai face lucrurile acestea. Și dumneavoastră ați avut ocazia să urmăriți câteva mărturii pe care le-am prezentat la emisiunea Fiți Oameni și una dintre ele a fost și Tacu Traian de la Frumușița și Florin Avram Adrian din județul Brăila, comuna Șuțești și colonelul Tiberiu Dumitrache de la Vaslui, care au venit și au mărturisit modul în care Dumnezeu le-a schimbat viața. Este nevoie de lucrul acesta și cei care se numesc creștini au o responsabilitate fantastică, au o responsabilitate pentru că ei trebuie să-L oglindească în viața lor pe Hristos, dragii mei. Asta înseamnă să fii creștin. Să îl oglindești pe Hristos în viața ta. Adică, cu alte cuvinte, să calci pe urmele pașilor Lui și așa cum Evangheliile, într-un mod deosebit, ni-L prezintă pe Hristos în toți cei 30 de ani, 33 de ani jumătate pe care i-a trăit pe pământ, El a coborât din cer ca să ne arate cum să trăim pe pământul acesta pentru ca într-o zi să putem să ajungem în împărăția Lui. El a venit să fie înainte mergătorul nostru, a venit să fie un model pentru noi, ca nu cumva, și am mai spus-o asta de multe ori,
Nu cumva cineva să zică într-o zi, păi bine, Doamne, Tu ești acolo sus în cer, ne-ai lăsat o carte, ne-ai dat porunci, ne-ai spus să nu mințim, să nu, dar ce știi Tu ce-i pe pământ? Niciun om să nu poată să spună așa ceva. A venit Fiul lui Dumnezeu pe pământul acesta și 33 de ani jumătate a trăit și a trăit într-un mod deosebit, a trăit într-un mod curat, a trăit într-un mod frumos și a spus celor care au crezut în El, în El, dacă eu am trăit așa și voi veți putea să trăiți în felul acesta. Cu siguranță că sunt oameni și din păcate nu puțini care spun că lucrul acesta este imposibil. Nu, imposibil să poți să trăiești așa cum a trăit Hristos. Dragii mei, nu este imposibil, ci este foarte posibil. Din păcate, oamenii care se gândesc la viața Domnului Iisus, ei se gândesc mult prea departe, dar dacă veți deschide Evanghelia, dacă veți deschide cartea aceasta, veți citi că noi am fost îndemnați și Dumnezeu ne îndeamnă să călcăm pe urmele pașilor Lui. Cum se poate lucrul acesta? Se poate, dragii mei, cu ajutorul lui Dumnezeu. Și pentru aceasta a fost trimis Duhul Sfânt din cer. Pentru aceasta sărbătorim la un moment dat creștinătatea, sărbătorește la un moment dat cinzecimea, când Duhul Sfânt s-a pogorât, da? Hristos a fost înălțat la cer, dar a spus ucenicilor, n-am să vă las singuri, vă trimit un mângâietor care va fi cu voi în toate zilele. Da? Cât a trăit El pe pământ, a fost El cu ucenicii, El i-a ajutat pe ucenici, El a dat putere ucenicilor și apoi El s-a înălțat la ceruri, dar l-a trimis pe Duhul Sfânt. Și când Duhul Sfânt vine în viața unui om, îi dă putere să biruiască minciuna, acest păcat care este minciuna. Când Duhul Sfânt vine în viața unui om, îi dă putere să biruiască ura, mânia, răutatea, lăcomia, pofta și așa mai departe. Când omul ascultă de Dumnezeu, când omul caută să afle voia lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îl învrednicește, îi dă putere ca să trăiască și el cum a trăit Hristos. Încă o dată vă spun, Hristos este înainte mergătorul nostru, El a venit pe pământul acesta ca să fie înainte mergătorul nostru, să fie pentru noi un model și cartea aceasta ne-l prezintă pe El și atunci când deschid Biblia și citesc Noul Testament, mi se formează în minte imaginea Lui, trăirea Lui pe care o doresc și în viața mea. În felul acesta o comunitate poate fi transformată. Spunea cineva și mă tem că a avut dreptate, cred că a avut dreptate, dacă în vremea lui Hitler creștinii și-ar fi făcut datoria pe deplin, adică ar fi făcut tot ce le stătea în putință ca să-l aducă pe Hitler la Hristos, să-l aducă pe Hitler la pocăință, n-ar mai fi urmat ceea ce s-a întâmplat. Și așa putem spune și despre alți dictatori. Dacă creștinii și-ar face într-adevăr datoria în orașul Galați, să știți că orașul Galați ar cunoaște o transformare. Și personal, mă rog, sunt convins că în orașul Galați sunt creștini care doresc și au în inimă dorința aceasta pe care o am și eu, ca să fim în mâna lui Dumnezeu, să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să schimbe societatea aceasta prin exemplul meu personal. Cel mai puternic exemplu este exemplul personal. Avem nevoie de lucrul acesta și fiecare trebuie să înțelegem că eu sunt cel care să mă schimb. Asta este tragedia noastră. Noi, sau e ușor să mă uit, e mai ușor să mă uit peste gard la vecinul și e mai ușor să-i spun vecinului că el trebuie să se schimbe, dar atunci când arăt spre un om cu un deget, trei arată spre mine. Nu, eu trebuie să mă schimb. Dacă locuiesc într-un bloc, prin exemplul meu personal, pot să influențez și vecinii mei. Vecinii mei când mă văd că nu vorbesc murdar, când mă văd că nu vin pe 7 cărări acasă, când mai trag cu urechea că se aude într-un apartament atunci când țip mai tare și dacă vecinii mei aud că eu nu-mi înjur soția sau nu-mi înjur copiii, pot să fiu un model pentru ei. Apoi
Nu știu dacă o să avem timp în seara aceasta să comentez tot materialul respectiv, dar poate într-o viitoare emisiune o să mai mă opresc asupra acestui material, o să doresc să-l mai comentez. S-a mai făcut o afirmație: dacă poporul lui Dumnezeu se va uni în rugăciune, puterea vrăjmașului va fi distrusă. Și ați văzut cum acei creștini au închiriat la un moment dat un stadion pe care s-au adunat, dacă am reținut eu bine, 60.000 de oameni, 60.000 de suflete care și-au înălțat glasul către Dumnezeu să se roage. Eu mă rog din toată inima ca cei care se numesc creștini în orașul Galați să înțeleagă că trebuie să se unească, să dea la o parte lucrurile care îi despart. Apostolul Pavel a spus: în lucrurile care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Și nu se poate să fii creștin, nu se poate să te numești creștin și să nu știi că prin jertfa lui Hristos, datorită morții și învierii lui Hristos, lucrul acesta a fost posibil. Orice creștin știe că păcatele unui om pot fi iertate doar datorită credinței lui în jertfa lui Hristos. Orice creștin știe că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre ca noi să fim mântuiți. Numai prin jertfa lui Hristos omul poate să fie mântuit. Orice creștin știe că Dumnezeu este acela care ne poate da în dar binecuvântările de care am vorbit și data trecută. Ne poate ierta păcatele, ne poate mântui sufletul, ne poate da dreptul să devenim copii al lui Dumnezeu și ne poate da în dar viață veșnică. E, dacă poporul lui Dumnezeu se unește în rugăciune, da, atunci puterea vrăjmașului poate să fie și este distrusă. Și avem în sprijinul acestei afirmații, avem un verset care stă scris în 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14. Și acolo, dacă veți deschide Biblia, versetul acesta se găsește în Vechiul Testament, veți citi cuvintele acestea: dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, asta e cea din tâi condiții, nu poți să te numești creștin, nu poți să te numești un urmaș al lui Hristos și tu să fii plin de mândrie. Mândria vine de la altcineva, nu vine de la Dumnezeu. Mândria vine de la diavolul. Și un creștin care este autentic, care este într-adevăr creștin, el se va smeri, adică el va renunța câteodată chiar la dreptul lui. Va renunța câteodată să-și facă, nu va renunța câteodată, ci va renunța să-și facă el singur dreptate. Da? El înțelege și știe că Dumnezeu este acela care îi face dreptate. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea și se va bate de la căile lui cele rele, îl voi asculta din ceruri. Transformarea societății românești, transformarea poporului român vine prin rugăciune, vine de la Dumnezeu, dar vine prin rugăciunea credincioșilor. Și poate sunteți în seara aceasta care urmăriți lucrul acesta și, dragii mei, nu-i nevoie să se roage 100, 1000 sau 10.000 de creștini, ci e nevoie să se roage 2 creștini, cel puțin, 2 oameni care vor să-i spună lui Dumnezeu: Doamne, indiferent ce vrei să faci, cum vrei să faci, te rugăm frumos, adu, Doamne, prosperitate, adu, din punct de vedere spiritual, mai întâi, adu, Doamne, o lumină din cer în mintea oamenilor și vindecă-i, Doamne, de răutate, vindecă-i, Doamne, de tot ceea ce este păcat și întristează fața Ta. Dacă 2 creștini, nu 1000, 2, se învoiesc înaintea lui Dumnezeu și se roagă pentru orașul Galați, se roagă pentru România, Dumnezeu poate să facă minuni. Ați văzut în materialul care l-ați urmărit câte minuni a făcut Dumnezeu. Extraordinar de mari minuni. Ceea ce mă rog cu toată inima este ca Dumnezeu să miște inima credincioșilor, să înțelegem că numai El poate interveni în țara noastră. Ajutorul, și n-am spus-o odată, ajutorul pentru România, oricât
ar vrea cineva să mă contrazică. Ajutorul pentru România nu vine de nicăieri și nu vreau să-i număr. Nu vreau să spun, da? Dar ajutorul pentru România vine din cer, de la Dumnezeu, dragii mei. Știți când? Când oamenii se întorc cu toată inima ca să-L caute, când oamenii pun rânduială în viața lor, când oamenii înțeleg că trebuie să renunțe la păcat, trebuie să se pocăiască de păcatele lor, adică să întoarcă spatele păcatelor, trebuie să înțeleagă oamenii că nu merge să te numești creștin și tu să trăiești cum vrei. Nu se poate lucrul acesta. De ce? Pentru că va veni o zi când vrei sau nu vrei, crezi sau nu crezi, vei da socoteală de tot ceea ce ai făcut pe pământul acesta. Cu siguranță. Îmi pare rău că timpul s-a dus, îmi pare rău că trebuie să ne oprim, dar ceea ce mă rog este să meditați la ceea ce ați văzut și la ceea ce ați auzit în seara aceasta. Și, dragii mei, poate că într-o emisiune viitoare vom putea ca să mai vorbim despre lucrurile acestea. Aveți numărul meu de telefon pe ecran. Aștept telefonul dumneavoastră. Aveți o adresă de e-mail. M-aș bucura să-mi scrieți impresiile dumneavoastră. Dacă e cineva care are ceva de spus, care e benefic pentru ceilalți, îl aștept în emisiunea Fiți Oameni ca să putem să arătăm oamenilor că există nădejde, că numai Dumnezeu este acela care poate aduce nădejdea aceasta în inima omului. De ce să mă uit la atâtea lucruri care nu fac nimic altceva decât îmi afectează foarte mult caracterul, îmi afectează foarte mult psihicul? De ce să nu caut lucrurile care mă ridică și din punct de vedere emoțional, și din punct de vedere sufletesc, și din punct de vedere spiritual, care mă ridică, care mă ajută ca să trăiesc frumos? Vă îndemn cu toată inima să citiți Biblia. Vă îndemn cu toată inima să faceți rost de cartea aceasta. Vă îndemn cu toată inima să vă înălțați glasul către Dumnezeu și să vă rugați. Dumnezeu ascultă rugăciunile omului sincer, omului care îl caută cu toată inima. Dragii mei, până săptămâna viitoare, vă doresc din suflet binecuvântarea lui Dumnezeu și vă doresc din toată inima sănătate și nu uitați să fiți oameni. Doamne ajută și pe săptămâna viitoare!